Bun și bine te-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre cuvinte care se scriu la fel, dar au sens total diferit. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Haideți să ne jucăm împreună. Eu spun un cuvânt. Sare. La ce te gândești când auzi acest cuvânt? Ce imagine îți vine în minte? Te gândești cumva la sarea pe care o pune mama în mâncare? Ei bine, eu m-am gândit la altceva. Fii atent la următoarea propoziție. Mara sare coarda. Observi? Deși se scrie la fel, cuvântul sare are mai multe înțelesuri. Haideți să mai descoperim împreună și alte cuvinte. Următorul cuvânt este rachetă. Cu siguranță, prima dată îmi vine în minte racheta care se îndreaptă către spațiu. Dar în același timp, aș putea spune că Simona Halep are nevoie de o nouă rachetă de tenis. Observi cuvântul rachetă scris la fel, cu două înțelesuri. Pentru cuvântul acesta, coș, te rog să te gândești tu câte sensuri crezi că poate avea. Încep eu. Mă refer la coșul de cumpărături. Dacă spun coș, tu la ce te mai poți gândi? Poate fi chiar acnea când îți apare un coș pe față. Sau te-ai gândit cumva la coșul de gunoi? E clar că este un sens total diferit de cele pe care le-am spus mai devreme. Sau coșul în sensul de horn, Moș Crăciun. Intră pe coșul casei. Următorul cuvânt este toc. Acest cuvânt are mai multe sensuri. Hai să vedem care sunt acestea. Tocul de la ușă, toc de ochelari, toc cu care scriu, toc legume, acțiunea de pe care o realizez și toc de pantofi. Mergem mai departe. Când spun cuvântul liliac, oare te gândești la floarea frumos mirositoare sau te gândești la singurul mamifer care poate zbura? Nu știu. Ideea este că atunci când folosești cuvântul liliac, să aibă înțelesul exact pe care dorești să-l transmiți. Ai grijă! Știai că dacă spun lună, mă pot referi la două lucruri? Mă pot referi la luna pe care observi noaptea pe cerul senin, dar pot spune că octombrie este luna în care eu m-am născut. Chiar și cuvântul broască poate să creeze probleme. Poate fi broscuța pe care o asculți pe malul lacului sau poate fi broasca de la ușă, care uneori se mai strică și trebuie reparată. Păr. Cuvântul păr, clar, are și el două sensuri. Este vorba despre
fata are un păr bogat și lung, dar mă pot referi și la pomul fructifer. În livada mea am plantat un păr. Aici am pregătit pentru tine o activitate, pornind de la cuvântul ochi. Te rog să scrii propoziții în care se scoți în evidență care sunt sensurile acestui cuvânt. Îți doresc spor la lucru!